Bună ziua, dragii mei, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracol Scobai, Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de joi, 21 ianuarie 2021, și vom extrage și astăzi trei cărți din seturile noastre. Veți vedea dacă rezonați cu ele și cum vă veți putea ajuta de ele pentru situația în care sunteți. Iar dacă simțiți că nu rezonați cu niciunul din ele, lăsați-le deoparte, nu sunt pentru voi. Vizionați videoul de mâine, poate rezonați cu mesajele de mâine. Și încă o informație, în curând voi începe să postez Love Scopul Lunii februarie 2021, pentru fiecare zodie în parte. Deci urmăriți-mi canalul și în următoarele zile vom începe cu Love Scopul Lunii februarie. Să vedem și piatra pentru ziua de joi. Bucurie. Veți avea o bucurie sau veți vedea cum se aplică în cazul vostru această energie. Și acum haideți să vedem cărțile. Prima carte. Trecutul este acum în spatele tău. Eliberează-l și îmbrățișează noi posibilități. Un nou drum este acum disponibil pentru tine. Urmează-l cu credință. Foarte frumos mesaj, mai ales că pentru ziua de ieri a fost cartea Libertate sau Eliberează-te sau Reia-ți libertatea, și drumul este liber dacă tu vrei să-ți fie liber. Exact cam același lucru îți spune și cartea de azi. Lasă trecutul în spate, este oricum în urma ta, îmbrățișează noi posibilități. Un nou drum este disponibil pentru tine. Și nu uita să crezi, da? Urmează-l cu credință. Deci nu-ți fie frică, de multe ori ne este frică de nou, de a face o schimbare, pentru că, desigur, orice noutate, orice loc de muncă nou, orice este nou, o nouă relație, vine cu necunoscute și ne este teamă de necunoscut. Cartea îți recomandă să urmezi acest drum care este disponibil pentru tine cu credință și cu încredere. Fiecare veți ști la ce se referă acest drum, poate este un nou loc de muncă, poate este o nouă ofertă, poate în business, poate este o relație nouă. Voi știți la ce s-ar putea referi mesajul. Cea de-a doua carte, iertare. Deci și lucrul acesta face parte din trecut. Deci dacă este să privim la această carte și la prima, trecutul este în spatele tău. Deci trebuie să ierți pentru ca să poți să mergi înainte, poți să înaintezi cu viața ta. Dar vom reveni imediat la cea de-a doua carte și la mesajele ei. Și cea de-a treia este focul cățelei, care vine cu mesajul sau cu recomandarea să te aperi, să te ridici, să nu te lași bătută și să nu cazi sau să joci jocul victimei. Dar revenim imediat și la această carte și la mesajele ei. Deci prima carte am lămurit-o. Este vorba despre trecut, să-l lași în spate, să te eliberezi, să-l îmbrățișezi un nou drum și noi posibilități care sunt disponibile pentru tine și să le urmezi cu credință. Da? Să nu uiți întotdeauna să fii încrezătoare și în forțele tale și în anumite semne pe care le putem vedea și le putem afla în fiecare zi, la anumite semne precum această carte sau recomandare, mai ales dacă simți că ți se aplică, da? Depinde prin ce situație treci, dar dacă simți că este pentru tine,
urmează-le sfaturile acestor cărți. Următoarea carte, care este Iertare, vine cu indiciile Noi începuturi, o nouă iubire. Vedeți, și această carte spune la fel. Îmbrățișează noi posibilități. Un nou drum este acum disponibil pentru tine. Și cartea de ieri ține doar de tine. Dacă tu vrei să fie liber, drumul este liber. Ce mai spune cea de-a doua carte? Inocență, simplitate, semne, să fii atentă la semne sau la anumite mesaje care îți pot apărea, după cum ziceam mai devreme. Momente distractive de bună dispoziție. Desigur, ia ceva timp să te vindeci și nu este ușor, dar această carte vine să te ajute sau să te ambiționeze, dacă vrei, să lași iertarea, să lași trecutul în spate prin iertare. Și când vei reuși să lași aceste dureri sau trecutul în spate sau anumite probleme din relația trecută, vei putea înainta. Și ceea ce stă în fața ta sunt noi posibilități, noi drumuri care sunt disponibile și te așteaptă. Deci este dificil, fiecare am trecut prin anumite momente când ne-a fost dificil să iertăm, dar este vital pentru a putea înainta, mai spune cartea. Dacă vei rămâne conectată în această durere sau în aceste probleme din relația anterioară, vei rămâne deconectată de inima ta și nu vei putea înainta, vei simți ca un blocaj, ca o stagnare și poate te vei întreba ce se întâmplă de nu poți să mergi mai departe și tot ce încerci să faci nu-ți reușește pentru că ai acel blocaj. Deci să ierți înseamnă să lași trecutul în spate cu durerile lui, cu bagajele care aparțin trecutului, să nu cari cu tine nimic în prezent și nici în viitor. Aruncă durerea și las-o acolo în trecut unde este locul. Dacă sunt anumite dureri nerezolvate sau nevindecate, doar tu poți să le vindeci și e nevoie să le vindeci. Deci iertarea este soluția pentru ca sufletul să își găsească liniște și tu să poți să mergi mai departe. Deci asta înseamnă fie o relație curentă întâmpină în dificultăți care nu știu dacă se pot rezolva sau se pot rezolva, dar atunci trebuie să ierți, tot așa, ți se cere iertare, să ceri să ierți, dar dacă decizi să rămâi în continuare cu aceeași persoană, va trebui din partea ta să ai puterea să nu readuci în discuție niciodată trecutul. Pentru că dacă vei începe iar să reproșezi sau să reamintești ceea ce a fost în trecut între voi, anumite probleme care, bineînțeles, te-au rănit, te-au dezamăgit, vei aduce din nou trecutul în prezent la voi și nu va fi bine. Deci fie îți rezolvi problemele din relație, fie închei relația. Deci nu există a treia posibilitate. Și cea de-a treia carte este Cățeaua Focului, o denumește autoarea, sau Focul Cățelei, mă scuzați, Focul Cățelei. Vedeți că această vrăjitoare, după unghii putem spune vrăjitoare, ține o flacără în mână. Și îți recomandă cartea să te aperi, să te ridici, pentru că cineva din viața ta încearcă să te ardă cum ar veni sau să te pună jos la pământ.
Poate că nu au obținut de la tine ceea ce ei au cerut sau și-au dorit și te-au tratat rău, te-au tratat necorespunzător și acum câteva zile, 2, 3 zile la rând, au picat anumite cărți care îți spunea că cineva te tratează foarte rău, eliberează-te, scoate-i din viața ta, pentru că tu nu meriți așa ceva, un tratament cum îl primești de la acele persoane. Și de această dată, această carte spune că să nu-i lași nepedepsiți pentru ceea ce ei ți-au făcut și comportamentul lor de neiertat trebuie să plătească. Deci, fie că încearcă să-ți strice reputația, fie că te tratează cu dispreț, fie că te jignesc, fie indiferent de motiv, ei nu ar avea motiv sau nu ar avea dreptul să facă ceea ce fac cu tine. Și aia înseamnă să te aperi cu cuvinte, să fii respectos, dar să spui punctul de vedere și să nu-i mai lași să te jignească sau să te doboare sau să-ți strice reputația, da? Deci, cartea spune că tăcerea poate fi câteodată efectivă, dar aceasta nu este una din situațiile respective. Lasă-i să simtă focul cățelei care iese din tine, spune cartea. Și nu, să nu joci tu rolul victimei, pentru că tu nu ești victimă, tu ești tare, tu ești puternică, arată-le că știi să răspunzi înapoi, frumos, înțelept, și că nu te lași pradă lor și mai mult decât atât, să plătească pentru jignirile pe care ți le-au adus sau voi știți cum v-au tratat și în ce fel puteți să-i pedepsiți. Chiar și numai să-i ocărâți sau să îi certați pentru felul în care v-au tratat, este tot o pedeapsă, pentru că în felul acesta nu le veți mai permite a doua oară sau următoarea dată să vă trateze urât. Dragii mei, vedeți cu care din aceste mesaje rezonați. Veți avea o bucurie conform pietrei. Puteți să-mi scrieți în mesaje, în spațiul comentarii, cu care din mesaje rezonați sau dacă vi se aplică situației voastre. Restul lăsați-le deoparte, urmăriți videoul de mâine și poate rezonați cu mesajele de mâine. Eu vă doresc o zi de joi minunată, cu multe binecuvântări. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră, fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!